Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi. Astăzi, la ordinea de zi, vom avea activitățile culturale din Târgu Jiu, pentru că au avut loc activități culturale, sunt în desfășurare, sunt care urmează și sunt foarte importante, motiv pentru care l-am invitat astăzi în fața dumneavoastră pe domnul Doru Strâmbulescu, managerul centrului Brâncuș din cadrul primăriei Târgu Jiu. Bine ați venit pentru prima dată la Ensatv. TV! Mulțumesc și sper să fie de bun augur această primă vizită mea la studiu în ENSA TV! Cu siguranță va fi! Haideți să începem cu activitățile care tocmai s-au desfășurat, să vorbim despre ele, mai ales că e și un subiect așa mai controversat, problema asta a monitorizării și chiar publicam în vertical un comunicat, informații dintr-un comunicat pe care ne l-ați transmis nu de mult legat de monitorizarea stării operelor lui Constantin Brâncu și după care vom continua cu evenimentele care, care urmează și să le descriem și să anunțăm telespectatorii ce pot să vadă și de ce se pot bucura la Târgu Jiu în continuare. Eu sper să ieșim din zodia asta a, a controversatului, a controversei, <laughs> pentru că până la urmă este, așa cum am spus mereu în ultima vreme, Centrul Brâncuș a făcut un parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvol Cercetare Dezvoltare în Opto-Electronică, institut în subordinea Ministerului Cercetării și împreună cu specialiștii din cadrul INOE am pornit la un drum, zic eu, lung și sigur de data asta să folosesc metode de cercetare modernă, de științifice, se folosește aparatură de ultimă generație. Vreau să spun că unele uh, tehnici aplicate în cadrul cercetărilor care se fac la ansamblu An sunt în premieră mondială. Uh, se fac lucruri importante, zic eu din momentul ăsta. Noi l-am numit împreună cu cei de la INOE momentul zero. Sigur că întotdeauna există un, uh, un istoric și poate că istoricul ăsta creează tipul de controversă despre care vorbim, dar pe care noi încercăm să-l depășim. Nu putem să mergem înainte uitându-ne numai înapoi. Trebuie să vedem cu realiz ce avem de făcut, cu obiectivitate, cu pricepere, cu specialiști de primă mână. Și cred că asta ne va duce într-un într moment în care să avem o viziune clară în ceea ce privește cum să întreținerea, practică. despre asta vorbim și conservarea ansamblului brâncușea. Scopul este acela de a întreține cât mai bine operele, atât operele din piatră cât și coloana fără sfârșit și pentru a le conserva astfel încât generațiile care vor veni după noi să se poată bucura de, de această creație fabuloasă până la urma lui Constantin Brâncuș. Vreau să vă spun totuși, pentru că m-ați întrebat și vorbeați și de uh, comunicatul de presă și de... Nu, nu, nu cred că sunt lucruri controversate, sunt lucruri firești până la urma urmei. O cercetare de genul acesta uh, ne relevă o serie întreagă de date pe, pe care noi le așteptăm de altfel, date care vor fi prelucrate și vor fi... Sintetizate într-un raport, astfel încât uh, uh, specialiști în restaurare, specialiști în biochimie, în, în fizică, în uh, arhitecții, restauratori și așa mai departe, să poată să dea un, uh, o soluție uh, viabilă, obiectivă, rațională în ceea ce privește intervențiile care urmează să se face uh, asupra operilor uh, brâncușiene. Este nevoie de specialiști, este nevoie de un calendar, de o Strategie, este nevoie ca, să știm exact cu ce materiale, care sunt soluțiile pe care trebuie să le aplicăm, când trebuie aplicate ele, nu mai putem lucra și tocmai asta facem acum. Eu cred că parteneriatul cu INOE, sprijinul pe care îl acordă Institutul Național de Cercetări în opto electronică în această privință este fundamental în acest, în acest moment. Din acest moment nimeni vreodată nu se mai poate aplica sau apropia de ansamblu bâncușian și aici vorbesc în totalitatea sa, fără ca să țină cont de acest tip de cercetări care se fac în acest moment la trecut. Eu de asta spuneam că e un subiect mai puțin clar și chiar controversat pentru că presa a speculat poate, dar în același timp s-au și întâmplat lucruri care nu s-au întâmplat cum trebuie de-a lungul timpului asupra operilor lui Brâncuș și dacă ne amintim acum cred că 15 ani când dispăruseră modulele și nu știam pe unde sunt și eu personal l-am sunat pe domnul primar Florin Cârciumaru și i-am zis domnul primar vreau să filmez modulele, se vorbește că nu mai sunt, că au plecat în străinătate. Și atunci a pus pe cineva să desigileze... Uh, eram colegi la Antena 1. Da. da? Uh, da. Uh, și a pus pe cineva să desigileze acele... Uh, erau făcute niște barăci boxe. în jurul boxe în jurul. Da, au fost, stâlpului care a stat mult timp fără, fără module pe el, să vadă nebuna de la antenă dacă mai sunt modulele. Plus s-a tăiat acea carotă din, dintr-un modul, să ne amintim. După aceea, aoleu au leu s-au spălat operele cu furtunul. au leu s-a pus nu știu ce, material pe jos cu spor de cum se cheamă de. topodie todo tipo de soluții care poate au fost bune, poate n-au fost bune. Acum, Acum dacă ar... e să ne gândim doar la lucrurile astea, evident că... Se cheamă uh... că ne uităm în urmă, știu. <laughs> nu <laughs> mai că ne uităm în urmă, dar uh, înseamnă că uh, ar trebui să fim foarte pesimiști. Eu cred că nu trebuie să mai fim pesimiști. În schimb, uh, să-ți soluțiile cele care trebuie. Eu cred că România și noi cei de la Centrul Brâncuși și Primăria Târgu capacitatea în acest moment de a găsi soluțiile cele mai bune pentru ansamblul brâncușian. Este o de valoare universală, este o operă pe care statul român și noi, cei de la Târguziu, Primăria, Centrul Român, ne dorim foarte mult să ajungă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Deci, este o, operă, este o operă fundamentală a lui Constantin Brâncuș și este darul și harul în același timp cu care Brâncuș ne-a înzestrat aici. Și atunci, cred că este. Nu știu dacă este bine spus, este momentul, dar este un moment extrem de important din punctul meu de vedere pe care noi trebuie să-l valorificăm și să-l să privim așa cum, se, cum, cum, cum trebuie în momentul ăsta. De asta spun că astfel de lucruri eu cred că și sper să nu se mai întâmple vreodată la Târgu Jiu. A fost un moment trist și tragic, aș spune eu, acel moment despre care vorbeai cu desfacerea coloanei, cu... În fine, câte, unui element. câte scandaluri au fost în perioada aia de 4 ani, de 96 până în 2000, când, exact. a fost, când a fost din nou repusă în sfârșit, trebuie să spunem răspicat că tot ceea ce este acolo este autentic, este original. Nu a nu, nu a fost îndepărtat nimic, e meritul primă, primarului Căciumariu, e meritul lui Nicolae Mischie, care era președinte totuși la Consiliul Județean atunci, e meritul Viorel Grăbaciu, e meritul lui Caramitru, care era ministrul culturii și care a avut un rol fundamental atunci, în, 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 pentru că au existat într-adevăr multe discuții, au existat multe dispute, au existat multe păreri în momentul acela, exista un risc real la un moment dat, E bine că până la urmă totul s-a terminat cu bine și avem coloana acolo cu toate suferințele pe care le-a le trecut, prin care a trecut acest, acest ansamblu. Există, cred că, o predestinare până la urmă în treaba asta, dacă este o privim sub aspectul ăsta, dar cu toate suferințele prin care am trecut, eu, eu am credința S-ar putea să fiu optimist când spun treaba asta, sau nu numai optimist, să fiu entuziast, dar am credința că avem capacitatea să găsim soluțiile pentru a-l păstra, conserva și întreține așa cum se, cum se cuvine. Asta facem acum. E adevărat că trebuia să se facă de foarte mulți ani aceste lucruri. Nu s-au făcut din totdeauna. E adevărat. Au trecut peste 70 de ani de la ridicarea ansamblului. Anul acesta se împlinesc în toamnă 78 de ani. Dar... Asta este situația. Pornim de aici, de unde este. Avem un istoric, cunoaștem toate problemele în acest moment, le identificăm prin cercetările care se fac acum, sunt supuse unei cercetări științifice riguroase și eu cred că atât operele din piatră cât și coloana nu vor mai avea de suferit. Sigur, perioada de timp până când lucrurile astea vor intra într-un soi de normalitate nu este foarte îndepărtată. Eu sper că până în toamnă acest raport al INOE să fie gata, el va intra Într-un proces de, de verificare din, de, din partea specialiștilor, după ce specialiștii vor da un verdict asupra modului în care. Se vor face intervențiile, se va întâlni un proiect de, de un specialist agreat de Ministerul Culturii. Există o listă de specialiști care fac astfel de proiecte, iar după aceea proiectul va fi înaintat de către noi Ministerului Culturii, Comisiei pentru Monumente și Monumente de Artă din cadrul Ministerului pentru a primi aviz, și de aici drumul firesc către, către obținerea sumelor necesare pentru întreținere. Vreau un calendar precis. Asta le-am și solicitat celor de la INOE și, și specialiștilor, care, din fericire, este pentru prima dată când Centrul Brâncuș are un consiliu științific alcătuit din specialiști. Avem oameni cu, avem restaurator cu care ne ne, ne, ne ne, profesori universitari, oameni de, de prim rang din, din mediul universitar, avem specialiști în geologie, în, în, în biologie și așa mai departe, chimiști, colaborăm cu Muzeul Țăranului Român, avem mai multe colaborări pe tema asta, astfel încât Goodness. So să avem un proiect serios întocmit, să avem un calendar al, al intervențiilor și vom, vom, ști, probabil că în toamnă, la începutul anului viitor, în jumătatea anului viitor, vom ști exact care este data și modul în care se, va face, se vor face intervențiile. Nu mai putem să lucrăm empiric, nu mai putem să uh, lucrăm la fotografie, ca să spun așa, nu este suficient să vedem că a apărut o anumită chestiune. Sigur, uh, trebuie spus și asta, operele sunt puse în parcuri publice, sunt supuse atât uh, mediului natural, să zicem așa, cât și factorului antropic, factorului uman, în special a celor care vizitează parcurile și au. Unii dintre ei au mai puțină cultură în ceea ce pește raportul cu opera de artă. Dar, în fine, sper să depășim, avem câteva soluții, le vom identifica și pe cele care nu le-am găsit încă și vom, vom, vom avea o strategie care să fie coerentă și pe termen lung în ceea ce privește ansamblul Brâncușian. Am montat de curând, acum la ultima vizită făcută de cei de la de specialiști de la noi, am montat o stație meteo pe poarta sărutului. Este o stație specializată care culege o serie întreagă de date în timp real și care sunt transmise la institut și sunt prelucrate de către specialiștii de acolo. Vom știm cum reacționează piatra la factorii de stres și așa mai departe. Factorii de stres înseamnă căldură Umiditate, umiditate, noxe, îngheț, îngheț sigur că da, și așa mai, mai departe. Vreau să spun că cercetarea care se face nu se face doar în perioada verii, se face și în perioada uh, iernii, uh, tocmai pentru a vedea modul în care reacționează, reacționează uh, piatra, în care reacționează uh, metalul din Este foarte important de spus că datorită intervențiilor și de asta, asta spun. acum vorbim de un istoric concret, intervențiilor făcute asupra operelor, ele sunt monitorizate foarte bine, tocmai pentru a ști exact ce se întâmplă în orice moment cu intervențiile făcute. Sunt plombe din diverse materiale și așa mai departe, piatra este vie, evoluează, este un... un piatra asta de Bampotoc este o piatră specială, e aleasă de brâncuși, un travertin. Un travertin, exact, care sigur are viața lui și reacțiile lui dar toate aceste lucruri sunt bine cunoscute în acest moment de către specialiștii noi și mă bucură că la, după ce după încheierea acestei etape am avut câteva concluzii, chiar dacă unele dintre ele au fost mai puțin fericite de pildă referitoare la factorul acesta antropic, la, la reacția la relația omului cu, cu opera, dar în schimb am identificat câteva soluții care sper că în viitorul apropiat să fie pusă în practică și să ne să protejeze cumva să protejeze nu cumva să protejeze să protejeze mult mai bine operele. Putem să spunem care sunt soluțiile? Păi, așa cum, cum, cum am cum am în făcut practic? public în, la data respectivă. Ne-am gândit să punem în prima fază un sistem de supraveghere cu camere video și senzori de perimetrizare. Atec. Sunt acești senzori care fac monitorizarea mediului. Sunt și alte soluții care sunt în, în, în lucru, sunt în analize. Nici nu vrem să creăm o anumită, cum să spun, falie între... între ansamblu între Brâncuș și... Dar în același timp trebuie să facem pe toți cei care vizitează opera lui Brâncuș să înțeleagă că sunt opere de artă, că sunt opere... Și să fie responsabili când se -apropie, responsabil apropie de ea. Se pot face și fotografii, că de fapt aici este problema. Toată lumea vrea să stea pe scaune, să stea pe masă, să se apropie de coloane și așa mai departe. O poate face și fără să atingă operele și fără să le afecteze în vreun fel. Dacă vom reuși să eliminăm acest... acest nu să le eliminăm, dar să-l diminuăm până la urmă. Acest element, eu cred că uh, e un pas important. În schimb, cel mai important până la urmă este uh, cel pe care spuneam privind intervențiile, modalitățile în care să intervin, modalitățile pe care spe, specialiștii uh, pe care îi vom avea la Târgu Jiu vor decide să intervină asupra, asupra asupra operilor. Este important să, să, să conservăm cât mai bine, în special, operele de piatră, pentru că aici pot fi cele mai mari probleme în timp. Corect. Și acum să alocăm timp și următoarelor subiecte, pentru că sunt foarte importante. Succes mult și să dea Dumnezeu chit că nu primăria Târgu e singura care decide soarta lucrărilor care se fac de restaurare, pentru că există acest Consiliu Științific, există Ministerul Culturii, există Comisia Monumentelor Istorice, există, o să existe UNESCO, Institutul Național al Patrimoniului și așa mai departe. Vreau să vă spun că vom primi Nu o... ia decizia primăria ce lucrări se fac, pentru că nu... nu e, decizia înspre, nu va lua primăria, primar, un specialist să stabilească ce lucruri trebuie făcute. Specialiștii făcut. vor lua Clar. decizia, sigur că... Să sperăm că ei va fi, vor fi bună susținuți. de data asta. Eu sunt convins că vor fi da? bune și corecte în același timp. Atâta timp cât vom avea o intervenție corectă asupra operilor și fără să le afectăm într-un fel, eu zic că lucrurile sunt pe drumul Clar. cel bun. Clar, Să da Dumnezeu să fie așa de acum înainte. Am vrut să lămurim treaba asta pentru că uh, sunt mulți care... Fac afirmații, sunt lucruri care s-au întâmplat și nu s-au întâmplat bine, care n-au ieșit bine și atunci e bine, măcar de acum înainte, să deschidem ochii exact ce spuneți. Da cred că problema Brâncuși e o problemă sensibilă și sigur că fiecare o privește dintr-o anumită perspectivă, fie că este una personală, fie că este una de culturală, fie că este una politică politică uh, și atunci se exploatează cel mai dar tare orice eu, eu, mică eu vreau dreptală. să spun cu toată uh, deschiderea că trebuie să lăsăm specialiștii să vorbească aici și uh, să alegem pe cei mai buni. Și să alegem pe cei mai buni, evident. Uh, uh, interesul și scopul nostru acesta a fost atunci când ne-am apropiat de către Institutul Național de Cercetări în Optoelectronică. Acum, sigur aș putea să vă spun mai multe lucruri în perspectivă, dar sunt lucruri despre care uh, probabil că cel mai bine ar fi să vorbim la moment respectiv. Da, Eu îmi doresc să aducem în, în iarna anului viitor la Tregujiu, într-un coloc brâncuși brâncuș și specialiști din străinătate, care uh, vin cu experiența lor din țări cum sunt Egiptul, cum Statele Unite, Anglia, Germania, Franța, țări care au o tradiție în ceea ce privește restaurarea și întreținerea operelor de artă, nu numai a celor de muzeale, să zicem, dar și a operelor de artă, însemnând catedrale, piramide și alte, alte obiect obiective culturale din țările respective. Așadar, vom avea, până la urmă, o viziune clară în ceea ce privește ansamblul de la Târgu Avem un SMS, ne întreabă cineva de ce nu există ghidaj. Adică de ce nu există ghizi, probabil? Or, or să existe și ghizi. Primăria Târgu a înființat o direcție de evenimente culturale și turin. S-a deja funcționează un centru național de informare turistică acolo lângă prefectură, este funcțional, s-au organizat concursuri, se vor angaja ghizi, vor fi specializați. Noi, Centru Brâncuș, care, sigur, avem un alt obiectiv acum și alte obiect de activitate, dar îi vom sprijini pe toți cei care vor dori să obțină informații. Noi asigurăm ghidajul pentru toți pentru aceia care ne cer și ne, ne cer informații. Sunt foarte multe grupuri, de exemplu, care ne cer, ne cer să ne cer ghici și noi Sigur, Sigur, e legătura cu Centrul sau cu primăria, suntem și informați și din cadrul Centrului Brâncus e desemnat de fiecare dată către cineva, un om, care poate să le explice și să le vorbească despre ansamblul brâncușian. Deci nu există, am avut și ghizi voluntari care au făcut acest lucru. Acum o să începem o campanie de informare pentru că este și perioada asta de strângere de fonduri pentru cumințenia pământului. Suntem interesați și noi să contribuim cu tot ceea ce putem ca instituție la să zicem la bunul mers al lucrurilor în ceea ce privește pe Brâncuși. Centrul Brâncuș nu are ghizi specializați, adică nu are un serviciu care să asigure ghidajul, dar v-am spus, există o direcție în cadrul primării, este Direcția de Evenimente Culturale și Turism, care angajează ghizi, este nou înființată, poate că aici este mica problemă, dar eu cred că nu trebuie să ne îngrijorăm, vor fi și ghizi, vor fi și oameni specializați, vor fi și oameni care vor ști să vorbească, și sunt oameni în momentul ăsta, oameni care știu să vorbească despre Brâncuș, dar orice nivel până la urmă, Centrul Brâncuș poate limbi. să asigure, și în mai multe limbi străine, Centrul Brâncuș poate să Asigure în momentul ăsta pentru oricine dorește informații de cea mai bună calitate și la cel mai înalt nivel, până la nivel academic. Pentru că vreau să vă spun: în cadrul Centrului Brâncuș funcționează cercetători de prim rang ai culturii române. Sunt oameni care și-au dedicat o viață lui Brâncuș și care, oricând pot vorbi sau la solicitarea oricui noi putem pune date și informații corecte și exacte. Pentru că pe piața asta, pe piața asta culturală, în ceea ce îl privește pe, în ceea ce îl privește pe brâncuși, sunt foarte mulți cu ghilimele brâncușloși, dar sunt foarte puțini care pot să spună câte ceva despre, despre brâncuși. Așa că. Eu îi sfătuiesc pe toți cei care doresc să înțeleagă și să cunoască bine ce se întâmplă, să ne contacteze și vor avea oricând din partea noastră deschidere și le putem oferi orice informație doresc. Da, e bine că se va întâmpla și asta, uite că poate rezolvăm și această problemă, că de multe ori sunt turiști care vin și nu ia legătura nici cu primăria, nici cu centrul Brâncuș, vin, văd, se uită în dreapta stânga, nu e nimeni care să urmează să ghideze. O să vă surprindă, există... obiective când te duci, ești primit direct de ghid. Funcționează în parcul central un centru de informare turistică, noi avem un om acolo de fiecare dată, așa că Oricine dorește să primească informații, poate să există și pliante acolo. Suntem în lucru cu foarte multe materiale care vor fi uh, difuzate, avem un lucru cărți în momentul ăsta, avem un lucru albume în momentul ăsta, sunt uh, mai, mul mai multe direcții pe care încercăm să ne, să ne dezvoltăm. Asta este foarte bine. Și acum să trecem la evenimentele care urmează, pentru că deja am consumat jumătate din timpul emisiunii. E, uh, sigur, urmează un eveniment, spunem noi, important uh, pentru comunitate. Uh, anul acesta Simpozionul Internațional de Sculptură se va desfășura sub un generic uh, Atelierle Brâncuși. Uh, Simpozionul va începe pe data de 1 august, mai exact luni. Uh, va avea uh, așa că târgujenii vor, vor putea să viziteze tabăra de sculptură, ca de, să spun așa. Ea va fi amplasată pe digujiul, e acolo unde în mod tradițional s-a desfășurat uh, s-a desfășurat și mai ales în ultimii ani, în spatele muzeului de artă, vor veni sculptori din uh, India, din Taiwan, din Grecia, din Franța, din România, vor fi artiști de primă mână, zicem noi, oameni cu foarte multă experiență, cu un CV foarte bogat, cu o operă interesantă și, foarte important de spus, sunt mari iubitori de brâncuși. Brâncuș a deschis foarte multe perspective, foarte multe direcții în ceea ce privește creația plastică și mai ales în sculptură. Este o provocare, până la urmă, pentru orice artist din lumea asta care vine la Tregujiu și se apropie de, de Brâncuș. Am, am, am simțit un anumit tip de emoție și a celor care au fost în taberele trecute, în simpozioanele trecute și spuneau că pentru ei este o revelație faptul că se află la Trăgujiu în preajma operului Brâncu și că sunt onorați să lase la Trăgujiu o părticică din ceea ce înseamnă creația lor. Așa... Asta este o primă parte a atelierului și va urma începând cu 22, 22 august, va, încep, va, va urma o tabără de pictură, o tabără internațională de pictură care se va desfășura la Rânca. Am ales Rânca dacă vreți să vă spun, am ales rânca pentru că vrem să promovăm și zona. Vor reveni pictori din România, din Italia, din uh, Lituania. Uh, eu cred că sunt lucruri pe care le facem. Operele care vor rezulta în, în urma acestor simpoziane vor fi donate municipiului, primăriei Târgu Jiu și vor intra în patrimoniul cultural al municipiului Târgu Jiu. Piesele din, sau operele din rezultate în urma simpozionului de sculptură vor fi amplasate pe insuliță, iar lucrările de pictură vor, fi, vor putea fi văzute în galile de artă ale municipiului Târgu Jiu, în expoziții pe care noi le organizăm în diverse locații. Cam asta este. E o, e un, aceste simpozioane sunt văzute și ca un omagiu adus lui Brâncuș, dar și pentru a arăta că există o continuitate în ceea ce privește creația, creația brâncușiană. Atelier de Brâncuș este un concept cu care am venit în acest moment. Avem parteneri și asta trebuie să subliniez pe cei de la Institutul Cultural Român, care... Pe parcursul acestui an dedicat lui Brâncuș, 2016, au fost implicați în mai multe proiecte, începând cu Colocville Brâncuș, sunt implicați în mai multe proiecte până la premiul Brâncuș care se va acorda în octombrie atunci când uh, aniversăm inaugurarea ansamblului Brâncușian. Deci sunt lucruri, zic eu, importante pe care le facem, am reușit să găsim și sponsori pentru aceste evenimente, sponsori importanți, unul dintre ei este Institutul Cultural Român care a investit, dintre instituțiile naționale de cultură, să spun așa, a investit o sumă importantă de bani, dar sunt și sponsori care s-au alăturat și de-a lungul vremii, dar și mai nou, acestui proiect pe care noi încercăm uh, să-l dezvoltăm an de an. Uh, Atelier Brâncuș vreau să fie un fel de festival Enescu la nivel național. Sper să obținem și sprijinul Ministerului Culturii și a Guvernului României pentru ca anul viitor să putem să dezvoltăm uh, foarte serios acest, uh, acest eveniment. Uh, lucrăm la un festival de film uh, care sper, uh, începând de la anul, să devină o permanență la trăgujiu. Uh, lucrăm la mai multe ateliere de artă cum ar fi ateliere de ceramică, ateliere de uh, grafică. Da, acestea, uh, nu vor avea în care, acestea nu vor avea loc În noastră. Acestea nu vor avea loc noastră, dar care, în care sunt deja implicați uh, artiști importanți din, din țară, uh, oameni importanți din domeniul filmului, din domeniul artelor plastice, care sunt angajați deja în acest proiect alături de noi și lucrăm astfel încât de la anul să putem să dezvoltăm, în condițiile în care sigur vom găsi și sprijinul necesar, pentru că trebuie spus că uh, pentru a dezvolta un astfel de proiect de o învergură națională, și internațională, e nevoie, pe lângă specialiștii care trebuie implicați în fiecare, în fiecare moment al acestui, acestui proiect, trebuie să fie și bani. Corect. Care este materialul din care vor fi realizate sculpturile din cadrul simpozionului Internațional? Ce material veți folosi? Anul acesta vom prevede? folosi andezitul. Este printr-o prima dată când la tregujul se folosește andezit. Andezitul este o rocă foarte tare, în schimb o rocă foarte frumoasă. Ea pare așa o piatră banală când o privești, când o desprinzi din stâncă, dar ea este o piatră foarte frumoasă cu multiple posibilități de șlefuire și care, sigur, o să vedeți la final ce, ce lucrări frumoase pot să iasă din andezit. Sigur, de unde aduceți andezitul? Am adus andezitul anul acesta de undeva, de la Poiana Ilvei, dacă zic în ce bine. Este din nordul țării, de lângă bistrița Năsăud. Este o sponsorizare făcută da? de către patronul carierei de piatră, de, de, de unde am luat această, această piatră. Sunt astfel de simpozioane în în țară, la Caransebe și în altă parte. Este o rocă foarte. O am spus cu foarte multe posibilități de prelucrare. Sculptorii care vor veni în acest an în, în simpozion sunt oameni care știu să lucreze această piatră. Cred că și conceptele pe care le, le au, vis-a-vis -vis de uh, operele pe care intenționează să le lase la Trăgujiu sunt interesante. Eu cred că vor fi lucrări de foarte bună, de foarte bună calitate și de foarte, foarte frumoase. Uh, intenționăm însă să facem și alt tip de... să aducem la trigujă și alt tip de... Uh, de materiale. Sunt instalații, de exemplu, care se folosesc deja în alte, în alte orașe ale țării și în, în străinătate din Corten sau, știu eu, altfel, alt tip de materiale. Ne gândim să facem simpozioane în cadrul atelierului Brâncuș sau să fie, să fie prelucrate și în lemn și în sticlă. Sunt o serie întreagă de, de viziuni. V-am spus, sunt, sunt implicați în acest moment oameni care Sigur, ei nu sunt la vedere, sunt implicați alături de noi și, care, și lucrăm împreună să dezvoltăm acest proiect. Mi-am că la un moment dat s-a pus problema dacă e bine să se lucreze în continuare opere de sculptură mare, pentru că ziceau așa iar unii și alții că o să umplem orașului Brâncuș de operele altor artiști. Și atunci întrebarea știu că domnul primar Florin Cărciumaru spunea la un moment dat, cu ceva timp în urmă, că se merge și pe ideea trecere de la sculptură monumentală la sculptură mică, tocmai pentru a putea fi găzduite operele rezultate în urma simpozionului de sculptură într-un spațiu închis, într-un muzeu. Acum, sigur că, așa cum vă spuneam, atelierele vor avea mai multe secțiuni în viitor. Se poate lucra și sculptură mică, se poate lucra și sculptură monumentală, deci nu este o problemă. Deocamdată, nu, ideea asta e un anumit tip de ignoranță, dacă da, e... Da, pun dar pun ghilimele la... la are la, dreptul la opinie. Sigur că ceea da. Uh, noi ne dorim să facem din orașul Tregujiu, sau cel puțin eu îmi doresc să fac din orașul Tregujiu, să devină un oraș cultural, așezat acolo unde este locul datorită ansamblului brâncușian, pe o hartă culturală a lumii. Uh, pentru că ceea ce avem noi la Tregujiu ne îndreptățește să sperăm la acest lucru. Sigur că mai trebuie făcut spași până acolo. Uh, da, și Iar atelierele Brâncuși uh, sper să fie momentul sau evenimentul care să sprijine acest tip de gândire. Uh, pentru că aducând aici artiști importanți din întreaga lume, uh, diversificăm foarte mult uh, uh, modul în care se lucrează, materialele și așa mai departe, putem să oferim uh, posibilă înființarea unui muzeu la Trăgujiu uh, de artă modernă, noi am solicitat, trebuie să spun și acest lucru public, am solicitat Ministerului Culturii ca să înființăm la Târgujiu un muzeu de artă modernă, în care, pe lângă faptul că pot ajunge opere lui Brâncuș, pot fi, se pot regăsi, să se regăsească de altfel artiști importanți români și străini în descendență brâncușiană, și unde astfel de opere, de creații de mai mică dimensiune, muzeale, să poată să ajungă în, în muzeu, într-un astfel de muzeu. Sigur că vor trebui identificate de către primărie și de către noi spațiile, zonele unde pot fi amplasate astfel de lucruri, dar să, or să vă mire că și orașe chiar mai mici decât Târgu Jiu, până la urmă au găsit soluții pentru a amplasa opere și au creat, a crea adevărate muzee în aer liber, în afară de muzeele clasice, să zicem, acolo unde pot fi adăpostite opere, sunt aceste muzee în aer liber. Or, Târgu Jiu a devenit deja un muzeu în aer liber și noi încercăm să-l dezvoltăm și Să-l să să exemplificăm în felul ăsta, să-l esențializăm în felul ăsta. Astfel încât toți cei care vizitează orașul Trăguju să nu vadă doar ansamblu brâncușian, și să vadă și ce derivă din, din acest, cum să zic, simbol brâncușian ori creațiile care se, sunt și pe care noi an de an le aducem în, în, la Târgu sunt creații de tip simbolic pe care artiștii plastici sau artiștii vizuali prezenți în simpozioane le plasează în această descendență a spiritului brâncușian. Și pe lângă aceste activități, aceste ateliere la care participă artiștii consacrați, invitații la simpozion cu CV-uri impresionante, așa cum spuneați, mă gândesc, poate n-ar fi rău de-a lungul anului sau poate chiar în perioada respectivă sau poate de-a lungul anului să existe și acele ateliere pe care, la care să poată participa turistul de rând, adică să poată să modeleze un pic de lut dacă își dorește, să poată să cioplească chiar, știu eu, piatră sau, adică niște ateliere, nu neapărat școală. Ateliere puse la dispoziția turiștilor, cu siguranță i-ar atrage așa ceva. Asta ar putea fi o idee, sigur. O altă idee sunt aceea școlilor de vară sau de iarnă, în fine, diverse. Pentru că vreau să vă spun, primăria are un proiect foarte important pe care cred că în următoarea perioadă de timp va începe să-l și valorifice acolo unde sunt în momentul acesta atelierele artiștilor plastici, spațiul va fi regândit, modernizat, vor apărea o clădire nouă, ateliere noi, moderne. Centrul Brâncuși va avea acolo spații destinate atelierei. iar în cadrul acestor ateliere noi vom aduce rezidenți, artiști din întreaga lume, rezidenți care să lucreze acolo pe tot parcursul anului. Eu mă gândeam la altceva, la atragerea turiștilor pe AXA EROILOR. Ei turiști nu ies de pe AXA EROILOR, nu se vor duce... E, cu AXA EROILOR e altceva. Este. Cu AXA, <laughs> pentru că e și zonă protejată, cu AXA EROILOR este altceva. Acum știți Sau foarte una? bine că axa eroilor, AXA EROILOR este într-un proces uh, sau va intra într-un proces de refacere, de, există un proiect de reamenajare a căii eroilor, de începând de la Jiu până la Coloană, până în parcul Coloanei. Soluția cu care a venit Dorin Ștefan și pe care am îmbunătățit o mereu este o soluție agreată de toată lumea în acest moment. Sper ca foarte curând să să-și găsească banii și să, uh, să se demareze lucrările pentru reamenajarea căirilor. De altfel, cum probabil știți foarte bine, există și un proiect de reamenajarea a Parcului Central și toate aceste lucruri, odată realizate, uh, vor da o altă deschidere și o altă dimensiune a culturală orașului. Într-adevăr, dar revenind la uh, acele ateliere pe care eu le propuneam centrului Brâncuș. Chiar dacă nu am plasat de pe calea eroilor, clar, adică nu poți să ocupi calea eroilor cu buticuri. Nu la buticuri nici cu ai cum și ar. nici nu se Dar poate. undeva în preajmă, destul de aproape încât să aibă acces turiștii, s-ar putea face aceste locuri în care turistul să-și poată manifesta dragostea pentru artă. Adică, băi, am găsit-o la ăla acolo, și am lucrat și eu, l-am pus la roată și am lucrat la oameni. Eu idee, ne-am ne gândit la mai multe soluții în adică felul ăsta. Adică neafectând exact calea eroilor, dar la o distanță suficient de mică încât să turistul să știe că acolo poate să modeleze, să-și facă o farfurie de lut. Sau poate să țese la un covor făcut în Sub îndrumarea a... unui artist confrăgas sau unui, exact. unui meșter care să... Meșter Sigur, copilare. astfel de lucruri se pot, se pot întâmpla și cred că nu tare. este de ne luat în calcul o asemenea idee. De exemplu, am fost la castelul... Nu, cetatea Râșnov, da? La cetatea Râșnov, toată cetatea era plină cu privați care vindeau suveniruri, care învățau pe oameni să facă ceva pe turiști, chiar sus la ultimul etaj, unde era și o cafenea, puteai să tragi cu arcul. Păi, dar ce amintire frumoasă am eu că am tras coarcul la cetatea Râșnov. Sigur, adică la. omului rămâne în minte, băi e puțin lăsat diferit, da. Este ceva. foarte adevărat ce spuneți. Eu, așa, a comparația cu Rășinău e puțin diferit, pentru că, mă rog, acolo e altceva, e vorba de un alt tip. De, de monument, de, de, de monument, un alt tip de turism, un, dar al, acolo un este, alt gen. Dar acolo. Este de... toată lumea Pământului grămadă. Dar această chestiune cu lutul, cu prelucrarea lutului, cu prelucrarea pietrei, ne-am gândit să facem ateliere pentru copii, pentru tineri, pentru studenți. Uh, sigur, așa cum vă spuneam, toate lucrurile astea înseamnă totuși un timp de evaluare, de Corect, probă. De... De... Trebuie să implici oameni care sunt să știe costuri. foarte bine, sunt proiecte care sunt niște costuri. Uh, evident, uh, da. cu răbdare, cu înțelepciune, cu pricepere, eu zic că... Nu știu dacă folosesc cuvinte prea mari, dar cred că trebuie să ne gândim foarte serios la, la, la modul în care abordăm lucrurile și etapizate, astfel încât, la un moment dat, să conturăm, să conturăm cât mai bine o astfel, de, o astfel de viziune până la urmă. Orașul lui Brâncuș trebuie să fie un oraș cultural eminamente fie că e vorba de perioada de vară, când sigur există un număr important de turiști la Târgu Jiu, dar și în celelalte perioade ale anului, el trebuie să devină activ din punct de vedere cultural. Instituțiile de cultură din, din, din oraș trebuie să-și cumva să, -și, să devină să funcționeze împreună, să învețe să funcționeze împreună pe proiecte, pe proiecte comune, pe proiecte care să dea o viziune co completă, rotundă în ceea ce privește orașului Brâncuș. Poate că, sigur, Brâncuș este brandul care ne aruncă sau ne, 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 așează pe o traiectorie din asta uh, universală. Dar nu numai Brâncuș este. Orașul are și alte, poate să ofere și alte posibilități. Și asta vă spuneam. Atelierele astea, uh, atelierile atelierele unde pot să vin artiști mari ai lumii, care pot să lucreze mai multe luni de zile la rând și care, sigur, cine n-ar putea, cine n-ar vrea să vadă un mare artist al lumii lucrând la Trăgujiu, da? Într-o rezidență. Uh, sau cine n ar vrea să vadă să intre în orașul drăguș după ce vizitează operele să viziteze un parc cum este parcul de pe insuliță cu uh, care ușor ușor devine practic el un muzeu în, în, în aer liber și așa mai departe. Sau uh, muzeul de istorie care sau muzeul de, muzeu, de, muzeu de istorie, muzeu de artă. De artă da. uh, sau, uh, sigur, sunt o serie întreagă de lucruri care, se, uh, și pe care primăria și noi le avem în vedere. Categoric. Da, de exemplu, îmi spunea cineva, merg la Craiova să fac ceva treabă, mă duc și la strand. Uite, avem și strand, de exemplu, și nu facem reclamă acum. Poate omul vine, stă jumătate de zi la strand, restul jumătății de zi vizitează tot Târgu Jiu și așa a, și -a făcut Aș vrea să sejur vă spun ceva, dacă Jiu. noi vom reuși Poate să... A... se să și cazează și atunci automat de lucru și restaurantului și hotelurilor, adică să angrenăm și să facem turism. Așa este. Nu, că practic noi, în primul rând, turism ne interesează cultura ca și cultura. Dar dacă duce la turism, duce la economie, duce la bunăstare, iată cultura devine un lucru extrem de necesar pentru Tregul Jiu. Eu vreau să vă spun că eu cred că dacă noi vom aduce artiști importanți la Tregujiu, există totuși un public cultivat care dorește să vină la Tregujiu și să vadă opera artistului respectiv. Și acest lucru poate să însemne enorm pentru noi. Categoric, categoric, uh, nu pun asta la -nveală. Dar... Va trebui să depășim uh, ușor faza unui anumit tip de provincialism, poate deranjez spunând acest lucru. Va trebui să ne gândim sau să gândim lucruri importante și lucruri mari. De asta am încercat să aduc lângă mine la Centrul Brâncuș și lângă noi la primărie să aduc oameni importanți, să aduc oameni importanți, să aduc oameni care de-a lungul unei cariere, unei vieți întregi au dovedit că sunt mari valori și care au creat valori Și asta este, asta este un, lucru, un lucru important pentru noi. Acești oameni aduc acel plus pe care, de care noi avem nevoie, de a antrena forțele spirituale și culturale locale, pentru că este nevoie ca noi toți și de aici să renunțăm poate la orgolii, la mândri și așa mai departe, și fiecare să pună la oaltă cam ce are mai bun în sine pentru a lăsa moștenire până la urmă orașului astea, o, un set de valori, un, un set de, de valori culturale care, pe care generațiile viitoare sau la care și, la care toți cei care vor vizita orașul trebuie să se raporteze. Vorbeați de cumințenia pământului și de acțiunile care au loc în sensul de a se strânge fonduri și noi chiar am avut o idee și o propunere care a rămas fără rezultat deocamdată să vină cu mințenia Pământului la Târgu Jiu, în Muzeul Constantin Brâncuș care s-a înființat deja prin hotărâre de guvern, nu s-a înființat și fizic. Ce părere aveți despre asta? Bun, asta e o decizie care nu o putem. Nu aparține, mai, întâi, mai întâi avem Dar nu că nu v-ați dori. Mai întâi, da, ba da, sigur că da. E, e foarte important mai întâi să facem pasul acesta și să ne solidarizăm noi acum ca neam, ca români, ca iubitor de brâncuși, să putem să donăm acel puțin al fiecăruia, astfel încât Cumințenia Pământului să poată fi achiziționată de statul, să rămână statului român, să rămână, de fapt, Patrimoniul Cultural Național. Ea face parte din Patrimoniul Cultural Național, este una din cele trei opere de trecere a lui Brâncuș, alături de rugăciune și de sărut. Este o operă unică până la urmă, deci ea nu are variante prin asta este și foarte valoroasă sau, mă rog, nu numai prin asta, dar și prin asta este foarte valoroasă. Și prin faptul că trece spre modernism și în ar fi N-ar fi exclus ca odată, ca rămas aici, devenind proprietatea statului român, această operă în cazul în care tot statul român de data aceasta, prin guvern, prin Ministerul Culturii, prin, cu sprijinul primăriei Târgu Jiu, a Consiliului Județean, să poată să creeze la Târgu Jiu un muzeu de artă modernă, sigur, care să poarte numele lui Constantin Brâncuș și care să găzduiască guvernă, opere. Sigur, există o hotărâre, dar de la hotărâre și până la faptă mai este ceva drum. Da, corect. Noi am avut o discuție, fac public acest lucru, la Ministerul Culturii, nu numai pe tema asta, dar una dintre temele aflate în discuție a fost și aceasta înființării muzeului de la Târgu S-a deplasat aici consilier consilierul ministrului și domnul Dragoș Neamu care a și văzut unele locații. Sigur, ele nu sunt agreate deocamdată de Ministerul Culturii pentru a înființa un muzeu de artă modernă. Vom vedea care sunt pașii pe care trebuie. dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că la Tregujiu există o disponibilitate din partea autorităților și o deschidere pentru înființarea unui astfel de muzeu. Gândiți-vă ce ar fi să însemnă... Ar fi, România nu are un muzeu de artă modernă în acest moment. Dacă acest muzeu de artă modernă ar fi înființat la Tregujiu, unde ar putea să să... să vină opere de cum mințenia pământului, dar nu numai mințenia pământului și alte opere pe care le mai avem Are... în România și nu numai, așa cum spunea uh, ministrul fostul ministru Vlad Alexandrescu să fie aduse opere din, fi, și din colecții private, dar și din colecții uh, muzeale din Chiar întreaga în, lume la Tregujiu, dar vă spunem itinerante. În deci expoziții itinerante sau în expoziții temporare. Uh, sigur dar asta nu o poate face dacă. Vreau să vă spun ca să deplasezi o asemenea operă de o valoare atât de mare, este foarte dificil datorită asigurărilor. Sunt niște condiții speciale, dar nu sunt imposibile. În condițiile în care statul român se angajează într-un astfel de proiect, eu cred că are și soluțiile pentru a putea. Dar vă spuneam, nu numai operele lui Brâncuș pot să fie într-un asemenea muzeu, pot fi săli ale acestui muzeu cu uh, artiști plastici importanți din străinătate și din România în descendență brâncușiană. Gândiți-vă ce, ar fi să, ce ar însemna să ai o expoziție, să zicem, la Târgu Jiu sau știu eu, uh, uh, Dușam sau Dumnezeu știe alte uh, pe care să le, să le aduci la Tregujiu, pentru că în momentul ăla toți ochii lumii s-ar îndrepta către Tregujiu. Uh, poate că Uh, sunt vise frumoase. Vreau să vă spun că, în discuțiile pe care le-am avut la, la Ministerul Culturii, am discutat aceste aspecte. Ele sunt viabile numai că în acest moment vor trebui identificate câteva lucruri care sunt esențiale. Așa cum vă spuneam, primăria Tregujiu are această deschidere, această disponibilitate. Rămâne ca această, aceeași disponibilitate să existe și din partea Ministerului Culturii și a Guvernului pentru că aici este partea cea mai importantă. Este nevoie de finanțare. Înființarea unui muzeu nu este o treabă chiar foarte simplă. Are nevoie de, de bani, are nevoie de specialiști ca să înființezi una asemenea un asemenea muzeu, dar nu este imposibil. Exact, asta spune. Iar noi trebuie să facem tot ceea ce ține de noi. Am aici alături de, de mine în această idee foarte mulți oameni de cultură români importanți. Ministerul Culturii știe acest lucru pentru că i-am trimis materiale în acest, în acest sens. Rămâne ca în perioada imediat următoare, probabil mai spre toamnă, pentru că știți că urmează niște etape importante ceea ce privește viața socială și politică românească, ca să se ia o decizie în acest sens. E adevărat, există cadrul legal, mai trebuie să facem și următorii pași. Să facem, deci, următorii pași. Vă urez mult succes, vom Mulțumesc. fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc, Mulțumesc pentru prezența în studio în această seară și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă aștept cu mare drag la atelierele Brâncuș. De sunt deschise atât la Rânca, unde probabil că vor fi vizitate ca și nu au trecut de foarte mulți turiști. Pictorii lucrează acolo, interacționează cu oamenii, le spun ce fac, le spun de unde vin. Se creează dialoguri interesante, de asemenea și pe Digu acolo unde se desfășoară fabrica, tabăra, iertați-mă, de sculptură. Deci vă aștept cu mare drag și aștept pe toți cei care îl iubesc pe Brâncuși și iubesc arta. Felicitări pentru ceea ce faceți dragi spectatori. Emisiunea ordinea de zi la sfârșit. Doru Strâmbulescu, managerul Centrului Brâncuș din cadrul Primăriei uh, Târgu Jiu a fost uh, invitatul meu în această seară. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere.